Interdicție de 10 ani la Oscarul pentru Will Smith. Decizia care îl vizează pe actorul american vine după ce acesta l-a pălmuit pe comediantul Chris Rock în fața participanților din cadrul ceremoniei din acesta. Acesta este momentul care i-a adus lui Will Smith o interdicție de 10 ani la premiile Oscar. Consiliul de administrație a decis pentru o perioadă de 10 ani că domnului Smith nu i se va permite să participe la niciun eveniment sau program al Academiei, în persoană sau virtual, inclusiv, dar fără a se limita doar la premiile Oscar, au precizat membrii Consiliului de administrație al Academiei de Arte și Științe Cinematografice. Decizia membrilor a fost luată după reuniunea care a avut loc la Los Angeles. Întâlnirea, care a fost programată pentru prima dată pe 18 aprilie, a fost grăbită după ce Will Smith a anunțat că demisionează din calitatea sa de membru al Academiei. Cea de 94-a ediție a premiilor Oscar a fost menită să fie o sărbătoare a numeroaselor persoane din comunitatea noastră care au făcut o muncă incredibilă în ultimul an. Totuși, acele momente au fost umbrite de comportamentul inacceptabil și dăunător pe care l-am văzut expus de Smith pe scenă, au mai declarat reprezentanții Academiei. Toate aceste decizii vin după ce actorul american l-a lovit pe scenă pe prezentatorul Chris Rock. Se pare că moderatorul premiilor Oscar 2022 a făcut glume despre tunsoarea soției lui Smith. Acest lucru l-a înfuriat pe actor și l-a făcut să devină agresiv.